seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Tema emisiunii de astăzi este respectarea drepturilor omului. Pentru a dezbate acest subiect am invitat alături de mine pe domnul comisar șef Teodor Rațiu, președinte OADOR. Bună seara și bine ați venit, domnule Rațiu! Bună seara, bine te-am găsit! Și doamna avocat Adina Izgirean. Bună seara, doamnă avocat! Bine v-am găsit! După cum bine știm toți, 10 decembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Omului și având în vedere că în România, în țara noastră, totul merge nu prost, ci foarte prost, începând cu sănătate, învățământ, pensii, maternitate, de traiul decent ce să mai vorbim, că aproape nu mai există. Sunt atâția oameni care nu au cu ce trăi de azi pe mâine. Aș vrea să începem cu mesajul pe care l-a declarat domnul premier Emil Boc pe data de 1 decembrie și anume că la un secol de la rezoluția votată de Marea Adunare Națională la Alba Iulia, trecerea timpului nu a contribuit cu nimic semnificativ nou în favoarea drepturilor omului și a drepturilor civile. Ce părere aveți, domnule Rațiu? Bine, domnul premier Boc este un tip glumeț. El glumește tot timpul, se bucură pentru orice și pentru nimic. Că vreau să vă spun că a uitat de Revoluția din 89, care au murit oameni. Unde s-a murit, s-au vărsat sânge, tocmai pentru drepturile omului. Iată că de la 20 de ani de la Revoluție și de la 62 de ani, din 1948, când a fost declarat și s-a proclamat drepturile universale ale omului, am ajuns exact acolo unde spuneai mai înainte, undeva unde bușbuim în întuneric și în sărăcie. Astea sunt drepturile omului în România. Nu le respectă nimeni. De ce le-a respecta? Pentru că clasele sociale se împart categoric în două categorii. Top 3-500, nu știu cât mai sunt acum, și restul lumii care... Pătura de jos. Exact. Nu mai este ca înainte. Ce să fie ca înainte? Clasa mică, mijlocie? Nu există aia mijlocie. A nu dispărut există. În timp. Da, a dispărut. În ultimii 2 ani a dispărut. Cineva a făcut-o să dispară. Da, sunt niște oameni acolo sus, în guvern, care se pricep la jonglerii. Și atunci fac să dispară oameni, legi, constituție și așa mai departe. Dar pe mine mă macină în gând și trebuie să vi-l spun, apropo de drepturile omului, iată că cei 25% ni s-au luat așa. Guvernul, în frunte cu președintele României, Traian Băsescu, ne-a promis, s-au ținut de cuvânt. Bravo lor! Uite că totuși se țin de cuvânt. Acum că noi ne aflăm într-o situație disperată, situația care va fi și mai disperată cât de curând, trebuie să le mulțumim. Vreau să vă spun aici că guvernul României, format din niște oameni, mă refer strict la ei, la niciun partid, ci la omul ca ființă umană, dacă o fi umană. Că nu știu, că tot mă uit pe la filme, văd extraterestri care atacă pământul, parcă poți să știi care dintre ei este extraterestru. Haideți să începem puțin să vorbim despre alocația mămicilor, pentru că mămicile s-au adunat astăzi în Piața Victoriei și și-au exprimat nemulțumire. La un moment dat au scandat, nu luați bani de la șfăgari, nu luați banii de la sugari. Cum comentați? Sunt mame care nu își permit o bonă. Sunt mame care spun că primul an de viață al copilului e critic pentru copil și așa este. Le e frică să se întoarcă după un an de zile la muncă pentru că își vor pierde locul de muncă, nu vor mai avea unde să meargă să lucreze. Nu îl pot duce nici la creșă. Vedeți, situația asta, eu o compar cu un stup de albine. Albinele sunt mamele. Dacă distrugem acest stup, mamele respectiv, vom distruge statul român. Pentru că, am mai spus-o aici la dumneavoastră în platou, natalitatea este în coborâre. Clar. Pensionarii, după câte știm, așa încet, încet,
se duc. O să ajungem și la pensionare. Exact. Dacă e să luăm statistic doar, că tot mereu asta ajung, că suntem 2 de milioane, nu suntem 22 de milioane, poate împrășteați așa pe planetă, dar în România nu, pentru că sigur, 3 milioane, sigur vă spun asta, sunt cei care lucrează în sănătate, pentru care foarte multe mame, foarte multe mame. Cei care lucrează în străinătate cu contract de muncă, cu contract de muncă. La socoteală și pe cei care merg la negru. Exact. Hai să socotim un 5-6 milioane. Unde sunt alea 22 de milioane? Unde sunt? Cine stau cu copiii? Că pe mine m-a crescut mama, bănuiesc că și pe tine și pe un avocat, mama. Mama. Rolul mamei. De crește un copil. Ce oferă statul român în condițiile actuale ca să crească un copil? Poate știe careva și nu știu eu. Nu oferă, ba din puținul care l-are, vrea să-i mai și tai. Păi, o să fertilizăm mamele ca să meargă la lucru, să muncească nu știu unde, că așa se zicea ministrul muncii, că o să aibă locuri de muncă, poate la el acasă, dar cât poate să angajeze la el acasă, menajere? 2, 3, 10? Ce moșii are? Și restul, care sunt în conducere și cu asta basta. S-au încheiat cu angajările. Da, așa este. Și mai sunt asistentele medicale, care și ele au ales să plece din țară pentru bani mai mulți. Și pe bună dreptate, până la urmă. În primul rând că asistentele medicale au o pregătire din România, formate aici la școlile românești, nesuperioare celor din afară, din Uniunea Europeană. Au și căutare. Pur și simplu ca asistente medicale, în spitale, în spitale particulare de stat, nu contează, dar și în urmă, și la domiciliu. De să și pleacă. Unde vezi o asistentă care muncește zi și noapte, bagă la pușcărie că a murit din greșeala nu știu cui, niște sugari, Dumnezeu să-i odihnească, să ierte, că erau niște îngerași, nu are pentru ce să ierte, să-i odihnească. Și atunci, ce să facă asistenta sau doamna doctor care are 26-27 de ani? Ce să facă în România? Că cine e pe asta de nevastă? Să mai facă și un copil. Păi nu m-a întâmplit mai face așa ceva. La salariul ei. Problema este că se încalcă drepturile omului. Și se încalcă